Vă salut și bine ați venit din nou pe canalul meu la o nouă recenzie. De asta dată o recenzie pentru un parfum premieră pe canalul meu și cred că și pe alte canale. Nu este foarte des amintit acest parfum sau această casă de parfumerie, astfel că această recenzie este binevenită pentru pasionații de parfumuri mai puțin accesibile sau mai puțin promovate în România, ca de altfel și peste tot în această lume. Este vorba despre Casa Etro, o casă de origine italiană, fondată în 1968 de către Gimo Etro, casă de parfumerie care de fapt n-a început direct cu parfumeria, cât mai degrabă cu articolele vestimentare, marochinăria, țesăturile chiar, articole de îmbrăcăminte și în cele din urmă și cu parfumeria. Până în acest moment, casa lor de, hai să spunem, designer slash nișă, pentru că nu pot să o consider 100% nișă, având în vedere că ei lucrează și cu alte produse destinate pieței, are aproximativ 37 de parfumuri în portofoliu, iar parfumierul principal al casei Etro este Matthew Nardin. Nu este același cu cel care a creat acest parfum, pentru că în cazul lui Vetiver, căci despre acest parfum este vorba, Etro Vetiver, este vorba despre un alt parfumier. Acum, dacă e să mă refer strict la Vetiver, este un parfum apărut acum 30 de ani, în 1989. Este creat de către parfumierul Jacques Flory. Iar din punct de vedere olfactiv, el este încadrat ca și lemnos. Dacă e să mă gândesc cam ce anume îmi transmite atunci când miros acest parfum, cea mai plastică paralelă pe care pot să o fac este mirosul unui butoi lemnos vechi. Deci, dacă aveți idee cum miroase un butoi folosit în special la produse alcoolice, vin sau țuică, care are câteva zeci de ani de folosință și mirosiți suprafața exterioară a butoiului, care poate să fie impregnată și cu miros licoros, cam așa ceva miroase și acest parfum. Este un parfum cu note pământii, cu note, nu vreau să spun afumate, cât mai degrabă prăfuite, pudrate, ca și cum a trecut timpul peste o suprafață de lemn. O suprafață de lemn care este, așa cum am zis, impregnată și cu alte senzații olfactive, în special cu mirosuri alcoolice sau licoroase. Pot să spun că identific anumite senzații pe care le văd și în Ancre Noir de la Lalique, numai că acesta mi se pare mai puțin abraziv, este mult mai bine șlefuit, nu este chiar așa de penetrant sau expansiv cum este Ancre Noir de la Lalique. Și mi se pare foarte bine așezat, foarte bine temperat, foarte bine șlefuit, astfel încât să nu te deranjeze. Chiar dacă mirosul, trebuie să spun că nu e un miros care va place instant maselor, dar este un miros foarte plăcut, întunecat, masculin, robust și cu un caracter foarte puternic. Adică în momentul când îl miroși, îți dai seama că acest parfum nu poate fi purtat chiar de oricine. Deci are o deschidere lemnos, pudrat, întunecat, ca și cum e un lemn umed îmbibat cu diferite nuanțe licoroase. Nu miroase foarte penetrant, ca și cum ai zice că mirosul acel alcoolic, etilic, îți trece prin nări și ți se duce direct în creier. Nu, e un miros, să-i spun eu, care avansează încet, subtil, dar care se simte foarte bine și care dă o tentă foarte plăcută. Un soi de miros de nucă, lemn de nucă sau coajă de nucă umedă, dacă e să vă spun așa. Se simte și vetivorul. Vetivorul este un vetivor nu murdar, dar nici curat, proaspăt. E un vetivor semi-murdar, semi-umed, în combinație cu note lemnoase,
un parfum interesant, sunt și niște note licoroase, așa cum v-am spus, un parfum care, chiar dacă este catalogat unisex, îl văd mult mai pretabil pe un bărbat, din punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că o doamnă sau o domnișoară nu poate să-l poarte, dar trebuie încercat pentru că nu este chiar genul de parfum pe bază de vetiver, cum suntem obișnuiți, poate în Tom Ford Grey Vetiver sau în Elisab Vetiver, sau mai sunt și alte parfumuri pe bază de vetiver, cum ar fi Vetiver Fatal de la Atelier Cologne, care e cu totul alt vetiver, sau cel mai popular în rândul doamnelor și domnișoarelor este vorba de Baldafric de la Byredo. Deci acest vetiver este un vetiver care se duce într-o altă categorie, se duce într-o direcție mult mai întunecată, mult mai gotică, sau hai să-i spun un baroc gotic, un miros care îți provoacă simțurile și imaginația, dar în același timp un miros care nu lasă loc de nicio interpretare în ceea ce privește faptul că miroase unic și deosebit. Haideți să vă spun și compoziția parfumului, căci treceam de această recenzie și nu vă spuneam compoziția parfumului. Din punctul de vedere al compoziției, în etajul superior, deci în vârful piramidei, avem floare de portocal, bergamotă, avem frunze de artemiză și salvie. În inima parfumului avem note lemnoase, în special chiparos, cedru plus vetiver, iar în baza parfumului avem mosc alb, chihlimbar și tutun. Acestea sunt notele care se regăsesc în parfum, note care sunt foarte bine așezate, note care, în felul cum sunt legate unele de celelalte, v-am spus că dă această senzație semi-întunecată, barocă, gotică. Din punctul de vedere al performanțelor, acest parfum sau această bijuterie de la Etro vine în concentrație apă de toaletă, deci cel puțin în cazul meu longevitatea nu este extraordinar de mare, este undeva la mediu către submediocru, deci undeva între 4 ore, maxim 6 ore în această plajă se încadrează, iar proiecția este cam pentru o oră jumate, deci după o oră jumate parfumul se retrage la nivelul pielii și rămâne acolo până când își epuizează întreg spectrul de arome pe care îl degajă. Deci o performanță, zic eu, în cel mai fericit caz, mediocră, dar cel puțin pentru perioada cât parfumul persistă, miroase foarte bine. Trebuie să spun că nu este un miros care va atrage, repet, nu e un miros care va atrage complimente și tot felul de laude. Nu. Deci genul acesta de parfum este genul de parfum care lasă gâturile întoarse pentru că miroase din cu totul altă lume sau din cu totul altă ligă. E un miros masculin și, repet, un miros cu un caracter puternic, un miros care prinde bine pe un bărbat. Deci v-am zis de performanță, ca și ținut îl văd de la un smart casual, îl văd un smart casual chiar către ținuta office sau ținută foarte formală. Un parfum pentru persoane mature îl consider eu, deci de la un 30 de ani în sus îl văd cel mai potrivit. Dacă sunteți adepții parfumurilor pe bază de vetiver și aveți ocazia să îl testați sau chiar să-l cumpărați, prefer mai degrabă să-l testați cât mai mult timp pentru că nu e un parfum care îl puteți înțelege sau îl puteți aprecia de la primul puf. Trebuie purtat poate o săptămână, regulat, zi de zi, pentru a putea să treceți prin toate fazele de dezvoltare ale parfumului, a vedea toate nuanțele care de la o oră la alta se schimbă, deci nu este un parfum complet liniar. Are o deschidere, așa cum am zis, gotică, dar după aceea, către final, el devine mult mai cremos, mult mai buzy, cu nuanțe de nucă și cu un pic de adiere așa de tutun. Deci e un parfum, să-i spun eu, semi-întunecat, cap-coadă, dar cu evoluție un pic sinusoidală, pentru că nu este complet plat sau complet liniar. Deci, personaj matur pentru acest parfum, un parfum care poate fi purtat la serviciu în situații formale. Nu-l văd un parfum chiar de zi cu zi, decât dacă aveți un job unde atmosfera de la serviciu este mai tot timpul foarte serioasă, foarte
profesională, foarte sobră, în acea situație acest parfum se mulează perfect. Însă dacă sunteți într-un mediu în care interacționați cu foarte multe persoane, într-un mediu mai viu, mai colorat, nu știu cât de bine s-ar potrivi acest parfum. De asemenea, îl văd un parfum pentru situații de genul mers la seară de concert sau seară de teatru, eventual la întâlniri formale, gen cocktail într-un anumit club, acest parfum prinde foarte bine. Deci un parfum de gentleman, un parfum de persoană matură, un parfum chiar de doamnă, dacă cineva din rândul doamnelor sau domnișoară se gândesc să poartă acest parfum. Deci la o ținută foarte formală, la o ținută și un eveniment formal, oricine poate purta genul acesta de parfum. Am încercat să văd pe site-ul celor de la Etro. Se pare că pe site-ul lor nu mai există capitolul parfumuri. Acum ori toată linia de parfumuri a fost scoasă și nu mai se fabrică niciunul din parfumuri, dar pe anumite site-uri încă se mai găsesc oferte pentru parfumurile lor. Cel de față am dat echivalentul a aproximativ 500 de lei aici în Norvegia. Știu că l-am găsit și pe site-ul celor de la Notino. Cei de la Notino au și alte parfumuri din brandul Etro. Cred că cele mai reușite din punctul meu de vedere ar fi cel de față, Vetiver, ar mai fi Man Rose, un parfum pe bază de trandafir masculin, și Mes de Minuit, un parfum unisex cu tendință mai degrabă ecleziastică, gen parfum de biserică, tămâie, un pic clatură divină, ceva de genul acesta. N-am apucat să le testez pe cele două de care v-am amintit, dar sunt foarte tentat, dacă am ocazia, eventual să îmi bag nasul în ele. Deci cam aceasta ar fi părerea mea despre Etro. Ca și perioada când poate fi purtat parfumul, sezonul de tranziție sau sezoanele de tranziție, primăvară-toamnă, posibil să meargă și vara în zilele sau serile mai răcoroase, iarna, e posibil să meargă și iarna, dar dacă sunteți într-o zonă cu temperatură constantă, dacă lucrați în exterior sau aveți foarte mult de umblat în exterior, parfumul nu are puterea să, sau tăria să penetreze în frig, nu este foarte dens, dar îl consider foarte bun pentru vremea rece, mai ales că e un parfum întunecat cu note lemnoase, cu note de vetiver, care proiectează foarte bine, cel puțin așa cum am spus, în primele 90 de minute. Cam acestea aș avea de spus despre Etro, Vetiver, un parfum foarte interesant și foarte masculin din punctul meu de vedere. Dacă vă doriți o variantă upscale, o variantă mult mai cizelată și mult mai finisată a lui Lalique Encre Noir, acest parfum cu siguranță să-și facă efectul și veți găsi în acest parfum o licoare interesantă și foarte plăcută. Mai ales că parfumul este de 30 de ani scos și încă se bucură de aprecierea celor care colecționează parfumuri, mai ales că dacă nu se mai găsește și a ieșit din producție, cu atât mai valoros va deveni peste ceva timp. Am să închei aici cu recenzia pentru Etro Vetiver. Dacă ați testat acest parfum, aș fi foarte bucuros să aflu părerile voastre expuse în secțiunea de comentarii. Chiar și experiența voastră cu alte parfumuri de la Etro aș aprecia dacă v-ați expune experiența vis-a-vis de acele parfumuri. Nu uitați să dați like și să vă abonați pe canalul meu dacă sunteți pentru prima oară în vizită aici. Și până data viitoare, să ne auzim cu bine!